Bună ziua, dragi români! Sunt în sectorul 5, în Parcul Sebastian. Astăzi am fost într-o campanie, o nouă zi din campanie electorală pentru alegerea primarului din sectorul 5. Am conceput un material și cu un mesaj pe spate: voi sunteți puterea, Lucian Iliescu, candidatul Dreptei. Am un mesaj foarte simplu în care cer locuitorilor din sectorul 5, vă cer vouă, cetățenii ai sectorului 5, să mă votați pe data de 27 septembrie în funcția de primar, spunându-vă că locuiesc de 33 de ani în sectorul 5, că am 5 copii, că sunt inginer de profesie, că am experiență în administrația publică locală și că vin cu inima deschisă și cu sufletul curat în fața voastră, promițându-mi că fac și mi-au angajamentul în fața voastră că tot ceea ce am spus eu în programul electoral voi face. Această ilustrată reprezintă cartierele din sectorul 5, de la Pandur, Ferentar, Sălaj, 13 septembrie, Alexandriei, până la Teiuș, până la Zăbrăuți, până la Pieptănari, până la Mărgeanului, până la Cotroceni, până în Chirigiu. Este o cumpănă în care un om politic, și aici m-am pus pe mine, stă într-o balanță cu o prăpastie și voi, oamenii care dați puterea sau nu unui om de a se ridica, de a cădea sau de a rămâne pe poziție, iar mesajul meu este foarte clar. Dragi cetățeni ai sectorului 5, dragi cetățeni ai municipiului București, dragi români, oriunde sunteți în România, mergeți la vot și alegeți-vă primarul, alegeți-vă pe cei care vă conduc în următorii 4 ani, deoarece voi sunteți puterea. Vă cer lucrul ăsta. Cu preponderență vă cer lucrul ăsta pentru mine în sectorul 5, să-mi dați încrederea să fiu primarul vostru pentru 4 ani, 2020-2024, și eu o să vă promit pentru copiii mei, pentru copiii voștri, pentru voi, voi face din sectorul 5 perla Bucureștiului.